este o poveste de dragoste, cea care mă leagă de Nina Casian, așa cum sunt sigură că tot povești de dragoste sunt cele care v-au adus pe dumneavoastră aici. Eu îi mulțumesc în primul rând lui Dragoș Cojocaru, fără de care opera Ninei Casian nu ar merge mai departe către sufletele cititorilor din țara noastră. Dintre toți pământenii, Nina Casian l-a ales pe Dragoș și i-a încredințat lui posteritatea operei sale și asta înseamnă enorm. L-a iubit foarte mult pe Dragoș, Dragoș a iubit-o foarte mult și sunt sigură că Nina ne iubește în continuare, pe toți. Și apoi sunt extrem de onorată că domnul Nicolae Bârna, iarăși un apropiat al Ninei Casian și un om care nu doar înțelege cu puterea sa de analiză, de a pricepe splendoarea literaturii, ci și cu inima, cu inima sa plină de iubire pentru Nina Casian, care este un personaj emblemă al literaturii noastre, un suflet nobil, un om model, o femeie, așa cum ne-am dorit toate să fim. Povestea mea cu Nina Casian începe de mult, în copilărie, când m-am îndrăgostit de cărțile ei pentru copii, când povestea Doi pui de tigru numiți Ninigra și Aligru era reperul de frumusețe pe care mi-l fixasem în anii aceia foarte, foarte frageți de copilărie. Abia învățasem să citesc și totuși citeam povestea cu Ninigra și Aligru, iar eu și sora mea, pe care o cheamă Oana, dar o alintam Nana, ne împărțiserăm între noi aceste roluri. Eu eram Aligru și ea era Ninigra, pentru că eu, fiind Alice, mi se spunea Ali și ei Nana și ni se părea că e scrisă pentru noi povestea aceasta splendidă și abia mai târziu am aflat, cum dumneavoastră știți bine, că este de fapt o poveste pe care Nina a scris-o din marea, marea ei iubire pentru Ali Ștefănescu, soțul ei, pe care l-a adorat și lângă care a trăit tumultuos o mare iubire, cu o iubire cu de toate, așa cum sunt marile iubiri. De acolo a pornit dorința mea de a cunoaște de aproape poezia Ninei Casian. Eu am suferit că apoi, deși am urmat școli de filologie, nu prea am studiat despre Nina Casian, nu mi-amintesc opera ei pe care speram ca în facultatea de litere să o desfrunzesc cu mare grijă, nu mi-a fost dăruită și nu făcea parte din programele școlare și a trebuit să citesc mai departe pe cont propriu și am făcut asta, iar la un moment dat, după ce am reușit să avansez într-o carieră în presă și să avem propria noastră editură, primul lucru pe care mi-am dorit să-l fac a fost acesta de a reedita cărțile Ninei Casian, din iubire. Deci, în țara noastră nu se cumpără poezie, nu se vinde poezie, oamenii nu mai citesc poezie, deși nu există nimic mai frumos pe pământ decât poezia. Poezia este tărâmul zeilor și Nina Casian este o zeiță, nici nu vreau să vorbesc despre ea la timpul trecut. Cei care înțeleg poezia sunt la rândul lor zei. Zei sunt Dragoș Cojocaru și domnul Nicolae Bârna pentru mine, pentru că nimic din splendoarea poeziei nu le este dumnealor străină. Și am fost în America, am căutat-o pe Nina Casian, i-am bătut la ușă, am spus, sunt o cititoare a dumneavoastră venită de peste ocean și vreau să redăm publicului opera dumneavoastră, începând cu povestea a Doi pui de tigru numiți Ninigra și Aligru.
Primul lucru, bineînțeles, Nina mi-a spus că mă roagă să-i spun pe nume. Nina nu vorbea cu dumneavoastră, cu nimeni, nu-i plăcea să-i spunem dumneavoastră. Și a fost uimită, a fost încântată și a fost nespus de generoasă. Așa era Nina. Nina era generoasă în iubirea ei, în prietenia ei, în felul în care se relaționa cu oamenii și am învățat enorm de la ea. Și prima dată când Nina a venit în România și apoi a venit și a doua oară, noi am invitat-o, editura noastră, editura Cărțile Tango, a invitat-o pe Nina Casian de două ori la noi și ea a fost prezentă aici, am trăit cu senzația aceea de mândrie absolută. Am spus, n-am făcut nimic mai de preț pe lumea asta, indiferent ce aș fi făcut, decât că am adus-o pe Nina Casian aici și este în fața dumneavoastră și cărțile ei cu mica mea contribuție vor ajunge mai departe către oameni. Și într-adevăr, sunt mândră că ceva s-a deblocat atunci. Deci încet, încet oamenii au ajuns din nou să o citească pe Nina, au fost și alte edituri care au început să reediteze cărțile ei. S-a făcut filmul acesta splendid, 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 Distanța dintre mine și mine, care va schimba din cu adevărat imaginea Ninei Casian și o va reda pe Nina în toată măreția curajului și a frumuseții ei. Și eu cred că întâlnirea noastră aici cu atâția oameni importanți este încă un pas făcut către această misiune de mare onoare pe care o avem de a o reda pe Nina Casian istoriei literaturii române în locul pe care i-al merită și inimilor noastre pline de iubire, pentru că nu se poate să-i citim opera și să nu o adorăm pe Nina Casian. Nici nu știu cum s-a născut această antologie, tot din această dorință. La un moment dat am înțeles că Nina nu e cunoscută pentru că nu se găsesc cărțile ei, oamenii n-au unde să o citească. Și atunci am zis tot așa, nebunește, trebuie să găsim o soluție și să reedităm opera ei într-o formă cât mai cuprinzătoare se poate. Recunosc că am vrut să fie mai întâi o antologie mai micuță, cum așa, la dimensiunile la care este Cearta cu Haosul, pentru că Dragoș Cojocaru așa mi-a recomandat. Cearta cu Haosul a fost o antologie făcută integral de Nina, după modelul ei, după dorințele ei, și atunci acela a fost punctul de plecare, dar eu, străbătând iar și iar volumele ei, am simțit nevoia să mai adaug și aici și acolo, pentru că era atâta frumusețe încât parcă nu era de ajuns. Și sunt și multe alte poeme care nu sunt cuprinse în această antologie, sunt lucruri care vor putea fi descoperite și de acum înainte. Nina Casian a scris mult, a scris cu iubire, a scris cu frenezie și a scris cu măreție. Și sunt foarte fericită. Spun și de data aceasta, cum am spus atunci când Nina era lângă mine, fizic, alături de mine, așa cum o simt și acum, Nina este și acum cu noi și știu că poate că unii o să zică cam înnebunit, dar știu sigur că e aici, o simt lângă noi, simt energia ei minunată și iubirea ei și recunoștința ei și spun ca și atunci că n-am făcut nimic mai breaz pe lumea asta decât să readuc cuvântul Ninei Casian înapoi în literatura română și în sufletele cititorilor din țara noastră. Sunt mândră, sunt onorată, sunt fericită. O iubesc pe Nina Casian și sunt sigură că și toți cei care vor citi cărțile ei de acum înainte vor învăța să o iubească cu adevărat, așa cum merită ea să fie iubită, cum a fost iubită în viața ei. Nina Casian chiar a fost iubită și ea s-a simțit adesea iubită de oamenii din jurul ei, dar noi o vom iubi și de acum înainte și o vom citi. Asta este dovada dragostei noastre.
Sunt mândră că este alături de noi domnul Nicolae Bârna. A fost și la comemorarea pe care am făcut-o pentru Nina Casian într-o zi de 14 aprilie. Se împlineau 2 ani de când Nina Casian plecase dintre noi. În urmă cu 3 zile, Maurice Edwards, ultimul soț al Ninei Casian, a plecat și el dintre noi. Iată cum toate aceste sărbători ale literaturii se leagă cumva de pierderi omenești. Poate că este încă un semn să ne dăm seama că noi, ca trupuri, suntem trecători, dar ceea ce naște din sufletul nostru și din frumusețea inimii noastre este etern. Dragostea dintre Nina și Maurice Edwards este eternă și va rămâne cumva în eternitate, așa cum legăturile ei de iubire cu fiecare dintre noi vor rămâne acolo neatinse de timp. Trupurile noastre sunt trecătoare, dar noi suntem cu mult mai mult de atât. Suntem sfere de lumină, suntem frumusețe, suntem divinitate în tot ceea ce avem și sunt tare bucuroasă să spun că și coperta noastră, coperta acestei antologii are o poveste cu totul specială. Sferele acestea de lumină sunt un simbol al acestei eternități și într-un fel am simțit că Nina și-a dorit să facem coperta în felul acesta, pentru că am avut și alte variante și am revenit iar și iar și sunt bucuroasă să-l prezint pe artistul care a realizat această copertă, Liv Valentino Petre. Dacă vrei să vii un pic lângă noi și să fii în filmul nostru și în povestea noastră și să ne arăți cartea noastră. Sigur. Și dacă vrei să ne spui și câteva cuvinte despre cum ai realizat-o și cum s-au potrivit toate în creația aceasta, care nu e doar de grafică sau de culoare, e de suflet și de iubire și de artă autentică a unui artist tânăr și foarte talentat. Da, mulțumesc mult de tot. O să încep prin a zice că, nu știu, am avut o bucurie foarte mare să lucrez la grafica unei cărți de poezie. Mai ales în România, cum Alisa zice mai devreme, e un lucru foarte important să lansăm astfel de cărți. Și legat de grafică, totul a funcționat foarte simplu, ca și cum, nu știu, conținutul cărții, opera Ninei, cumva a vorbit de la sine și cumva totul a mers lin și am vrut și am pornit de la imaginea asta cu luminile, care într-adevăr comunică eternitatea. Am spus că ar fi un lucru obligatoriu să folosim și albastru, să folosim nuanța asta de albastru, care am vorbit cu Alice, nu știu, spunem că comunică și arată regalitate, noblețe și am zis că e cel mai corect lucru pentru a face pentru cartea asta și da, sunt absolut foarte fericit că am contribuit la asta și mulțumesc că sunteți aici. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, Liviu, și sper să mai facem multe cărți cu împreună. Loreta, dacă vrei să-l prezinți tu așa cum se cuvine pe domnul Bârna, eu cred că ți se potrivește rolul acesta, dar eu vreau să-i mulțumesc încă o dată, e o mare onoare că sunteți aici alături de noi și sper să vă placă antologia noastră. Mi-amintesc în 2018, nu? Atunci am făcut acea evocare de care spui tu, dragă Alice, și atunci ați fost aici, în grădina Muzeului Național al Literaturii Române și ați vorbit atât de frumos despre Nina Casian, încât toți studenții care, studenții la actorie, studenții ai doamnei Rodica Mandache, au plecat acasă cu bucuria de a citi poezie Nina Casian. Și să știți că nu v-au uitat și de fiecare dată când veneau la muzeu îmi atrăgeau atenția că așa au ținut minte și așa s-au îndrăgostit de Nina Casian. Iată ce frumos! Deci ceea ce facem aici, în grădina Muzeului Național Literaturii Române, contează. Este important să nu uităm că poezia, această muzică a sufletului nostru,
poate să fie ceva de care ne putem îndrăgosti, dacă vrem, dacă ne deschidem suficient de mult. Eu tot spun în ultima vreme și am învățat acest lucru de la dumneavoastră, cât de important este să ne facem curat aici și să ne mobilăm frumos și să locuim frumos aici. Mai ales în perioada aceasta în care am stat acasă cu toții, cred că acesta a fost lucru cel mai important și cred că sunteți de acord cu mine, domnule Nicolae Bârnă. Și vă mulțumesc din suflet și pentru faptul că o mână de tineri au plecat acasă îndrăgostiți de Nina Casian datorită dumneavoastră. Nicolae Bârnă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Aș remarca faptul că, vedeți, iubirea se arată a fi un leitmotiv când este vorba sau cam în tot ce este legat de Nina, ca și titlul acelui spectacol foarte bine găsit. Și pomeneați de intervenția mea de acum 2 ani, așa, bănuiesc că ce a impresionat sau a fost probabil tot acest filon al iubirii față de această mare poetă și mare figură a literaturii noastre. Și acum, cu această ocazie așa de fericită, cu apariția acestei minunate antologii, nu aș spune prea multe decât tot, cred că aș ține un discurs de iubire și un discurs de admirație, pe de altă parte, despre Nina și bine, opera ei poetică. Nu am să vorbesc acum, știu eu, la modul academic și științific, analitic, așa, nu este nici cadru, nici loc, nici... Dar aș sublinia încă o dată, cum să spun, mulțimea de fațete necontradictorii, convergente sau complementare ale Ninei ca persoană, ca om și ca creator, ca poet, care a făcut de la poezie pentru copii până la poezie de mare profunzime, să spunem, filozofică, dar nu în sensul tehnic al filozofiei, ci al exprimării celor mai autentice noime omenești. Pe de altă parte, a fost și o poetă, o reprezentantă a avangardei în literatură. A avut și ipostaza care a costat-o foarte mult în, vedeți, în gestionarea difuzării ei prin învățământ, cum pomeneați, în facultate și, în general, prin mass media. A fost o epocă când, mă rog, anumiți oameni, comentatori, cititori, le-a plăcut sau au preferat să accentueze pe un episod, în ghilimele, condamnabil din cariera ei poetică. De fapt, nu a fost condamnabil pentru că a fost un moment de deplină sinceritate, dar era în trendul epocii respective și, din această cauză, oarecum au încercat să pună o surdină, să o oculteze mai târziu. Deși ea s-a manifestat ca un poet modern, extraordinar, de-a lungul întregii vieți, inclusiv în America, unde a refăcut o carieră poetică în limba engleză, așa, dar rămânând... Nu mai vorbesc de ipostaza ei de autoare de poezii pentru copii, cu care a devenit, cum să spun, a fost cunoscută, adică generații succesive, începând cu cele mai vârstnice, care, a mea sau așa, care le-am trezit cu ochii în Nică fără frică, în Prințul Miorlau, în așa, mai târziu a venit și Linigra și Aligru, dar atâtea alte poezii, sunt și poeme pentru, pe care, cum să spun, mulți oameni din diverse generații, care poate n-au făcut
din literatură o preocupare de-a lungul întregii vieți, dar au rămas din copilărie cu imaginea despre poezie care este creionată, formată prin poeziile Ninei Casian, care aveau o circulație și un impact extraordinar la cei mici în epocă. Asta a fost în anii negri ai dictaturii, așa, dar erau două insule de lumină, așa, operele Ninei Casian și Cartea cu Apolodora lui Gelu Naum, la fel exemple geniale de realizarea unor mari poeți care au făcut, știu eu, lucruri aparent ai frivole sau pentru copii, așa, dar care sunt niște capodopere nepieritoare ca și capodoperele nedestinate neapărat copiilor. Dar, pe lângă toate astea, felul în care s-a exprimat ca persoană, prin tot ce știu eu, în conversațiile ei, în intervențiile ei publice, care au fost în... rămâne un personaj, pentru cine a putut să o vadă, să o cunoască, de neuitat. Și de aceea vin acum, să spunem, la partea a doua discursului, unde spuneam că e un discurs de admirație care este pentru doamna Alina Stase și pentru inițiativa și realizarea acestei antologii, pentru că, sigur, e masivă, e enormă, e foarte consistentă, dar e foarte bine că este așa, pentru că tocmai personalitatea asta poetică, atât de multiformă și de bogată și cu atâtea a Ninei, pentru a fi aprehandată, ca să spunem așa, apucată, are nevoie de, cum să spun, de o bogăție de informații. Aici sunt din toate volumele, din toate felurile de volume de poezie ale ei, selecție generoasă, adică sunt multe poeme și anumite, nu știu, acum n-am, țin minte exact, dar cred de pildă că unele, poate la scara 1 pe 1, cred că reprodus integral. Da, și altele așa. Și practic este într-o formă totuși compactă și la îndemână, întreaga operă sintetizată și pusă la îndemână a cititorilor, pentru că e adevărat că marea parte din alte volume nu se găsesc, sau în fine, să mergi la Biblioteca Academiei să le cauți. Cam astea ar fi așa câteva gânduri și exprim admirația și entuziasmul față de acest mic eveniment cultural, dar foarte important, pentru că este încă un pas în această acțiune de, știu eu, cum să spunem, nu mediatizat, de restaurare la locul cuvenit a unei poete de asemenea calibru, pe care ați inițiat-o mai demă și cu acest pas o continuați sau o completați. N-am să uit, ați pomenit de acele vizite ale ei aici, în minte, printre altele, a fost... I-ați organizat, editura dumneavoastră, o întâlnire cu cititorii formidabile la Hotelul Intercontinental, în sala mare de conferințe, și care a fost chiar un eveniment în acest proces de reîmprietenire a publicului mai tânăr sau mai așa cu poetă, din păcate, insuficient cunoscută la un moment dat. Cam asta aș spune, ce să zic. Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Vă ascultam și mi-am amintit câteva scene din film, despre ce vorbeai și tu mai devreme, Alice, distanța dintre mine și mine. Mi-au dat lacrimile când mi-am dat seama câte lucruri am pierdut. Pentru că sunt în acel film câteva interviuri absolut răvășitoare, de o inteligență ieșită din comun. Pur și simplu rămâi uluit. Nu-ți vine să crezi. Da, astea din arhivele, da, televiziunii, exact, și chestii, exact. Da. Vă dați seama lucruri pe care, cel puțin eu, eram mult prea mică să le fi văzut la vremea lor, da. Și le-am descoperit prin acest film, de care m-am îndrăgostit. Am plecat după acea premieră,
acasă, tulburată și dându-mi seama cât am putut să pierd. Emoția aceea, poezia Ninei, viața ei, atât de frumoasă femeie, realmente, nu ai cum să nu te îndrăgostești de Nina Casian. Nu ai cum. Îți intră în suflet și îți rămâne acolo pentru toată viața. Emoția aceea am descoperit-o în ceea ce face Roxana Goodman împreună cu Naomi Goodman și cu Mihai Nițu, în ceea ce fac, de fapt, pentru că sunteți toți trei care formați un tot, un împreună absolut de neratat. Emoția voastră în clipa în care ați revenit în mansarda Muzeului Național al Literaturii Române după 7 luni m-a impresionat. De aceea am vrut să fac această legătură. Roxana îi dădeam lacrimile în clipa în care a urcat în mansardă. Nu mai spun de Naomi. Spune-mi, am dreptate când spun câtă iubire și lumină se desprinde din poezia Ninei Casian și voi o aduceți la lumină în mansarda Muzeului Național Literaturii Române. Da, mi-e dor, mi-e foarte dor și sper din suflet, mă rog, să vină momentul în care să jucăm din nou și să fim din nou cu Nina, cu doamna Cătălina, cu publicul. Da, e un spectacol, profit acum de ocazie să-i mulțumesc și lui Alice, pentru că într-o perioadă care precedea coacerea spectacolului, am ținut foarte mult legătura și am primit de la ea materiale și poezii și proză ale Ninei Casian și a fost așa o întâlnire, nu știu cum să spun, spectacolul ăsta a ieșit pur și simplu din întâlniri. Cred că au fost niște semnale de undeva că trebuie să se facă. Stăteam și mă gândeam zilele astea cât de actuale și cât de pline de conținut și de mesaj sunt toate scrierile ei. Noi ne-am dat seama de ce am făcut, că e un spectacol manifest. E un spectacol manifest pentru iubire, pentru lumină, pentru frumusețe. Vom continua, cu siguranță, și tot cu scrierile Ninei. Volumul de față, pentru că despre el vorbim, așa la prima vizionare, mi se pare așa o bucată de suflet, sau dacă vrei mai multe bucăți de suflet. Eu îți mulțumesc, Alice, pentru volumul ăsta. Nu, lucrurile când trebuie să se întâmple, se întâmplă. Ce să spun, aș juca acum, dacă am putea și dacă ar fi și Mihai. Mi-am dat seama că noi, cei de față și noi toți, am avut un mare privilegiu prin a fi contemporani cu niște oameni și cred că ne-am realizat. Noi ne-am realizat că eram contemporani cu Nina și că Nina era o lumină. Noi n-am realizat că eram contemporani, mă gândeam, cu Pavarotti, cu... Acum probabil că ne dăm seama că oamenii ăștia nu mai sunt, că au lăsat în urmă tuneluri de lumină, nu târe, nu... și că am fost realmente privilegiați. Și stau și mă întreb ce se va întâmpla de acum încolo, dar nu mi-e frică, pentru că avem de unde să ne luăm și lumina, și puterea, și tăria, și iubirea, și iertarea. Voiam să rămân în septembrie, pe plaja pustie și palidă, voiam să mă încarc de cenușa cocorilor mei nestatornici și vântul greoi să ne adoarmă în plete cu apa în năvoade. Voiam să-mi aprind într-o noapte țigara mai albă ca luna, și în jurul meu nimeni, doar marea cu forța ascunsă și gravă. Voiam să rămân în septembrie prezentă la trecerea timpului, cu o mână în arbor, cu alta în nisipul cărunt, și să alunec
odată cu vara în toamnă. Dar mie îmi sunt sorocite pe semne plecări mai dramatice. Mi-e dat să mă smulg din priveliști cu sufletul nepregătit, așa cum mi-e dat să plec din iubire când încă mai am de iubit. Vreau să mulțumesc partenerilor de la Julius Meinl, care m-au ajutat să editez această carte greu de realizat, altfel. Sunt recunoscătoare acestor mari iubitori de poezie. Avem și niște daruri din partea lor. Am așezat pe scaunele pe care am stat aici în grădină, avem simbolurile lor. Sunt, iată, companii care iubesc poezia. La o cafea bună, la un ceai bun, se potrivește întotdeauna să citim marea poezie și le mulțumesc. Mulțumesc, Julius Meinl, și vă mulțumesc din suflet încă o dată tuturor celor care sunteți aici. O seară specială cu puțini oameni aleși, tocmai ca să facem parte din întâlnirea aceasta de neuitat. O întâlnire care va reverbera și de acum înainte. Chiar dacă am fost puțini, se va auzi de lucrurile splendide pe care le-am rostit aici, pentru că noi am filmat și în zilele noastre tehnologia ne ajută să ajungem și în partea cealaltă a lumii și oriunde în univers. Vă mulțumesc încă o dată, vă rog să citiți poezie, vă rog să citiți în general și să iubiți literatura și să iubiți mult cu sufletul pe oamenii din jurul dumneavoastră. Nina Casian era, dincolo de o mare artistă, un om de o nesfârșită bunătate și sunt sigură că e de acord cu mine că mai presus de orice alte virtuți se așează întotdeauna bunătatea. Fiți oameni buni și citiți poezia Ninei Casian. Vă mulțumesc!